Incident neplăcut la intersecția străzilor Eroilor și 23 august. Un tânăr biciclist de 32 de ani a fost bătut de un șofer nervos din motive încă necunoscute. Biciclistul a fost lăsat plin de sânge pe carosabil după ce șoferul violent a fugit de la fața locului. Martorii care au asistat la scenă au alertat forțele de ordine, dar și un echipaj al ambulanței pentru a prelua bărbatul rănit. Puneți voi martorii că nu sunt ale mele? Că nu ar fi ale mele? Acea bicicletă este tot a mea. Acea bicicletă este a mea. Haideți! Potrivit unui martor care a dorit să rămână în anonimat, se pare că biciclistul a încercat să evite o groapă. Șoferul unui autoturism l-a claxonat pentru a se da mai aproape de bordură, după care, la câțiva metri distanță, a oprit mașina, s-a dat jos și l-a luat la pumni pe biciclist. În urma loviturii, tânărul a suferit mai multe traumatisme la față și la cap, motiv pentru care medicii Spitalului Județean Giurgiu efectuează mai multe investigații. În ce privește șoferul bătăuș, nu se cunosc prea multe amănunte, doar faptul că se afla la volanul unui autoturism marca Volkswagen Golf de culoare neagră.